Da, bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Astăzi, iată, a avut loc o nouă ședință ordinară a Consiliului Local Pașcani. A debutat cu un raport extrem de important privind pregătirea regiei locale de termoficare pentru a furniza căldură în această iarnă. Raportul a fost intens discutat, au fost puse câteva accente importante. În linii mari, de remarcat este faptul că, iată, regia intră în iarnă cu fără datorii curente la facturile la gaz. Nu s-a mai întâmplat de ani buni această situație. Știți bine, până acum regia înregistra foarte multe datorii, tocmai pentru că administrația înțelegea să nu le achite la timp. S-a discutat și despre situația debranșărilor. Nu sunt mai multe ca în anii precedenți, dar din ce în ce mai puțini utilizatori la sistemul centralizat. Iată, a fost și o propunere interesantă din partea unui consilier local, și anume că în loc de ajutoare pentru încălzire, acele ajutoare care sunt date de regulă la RGCL pentru plata facturilor la gaz, să fie cumpărate centrale de apartament, să fie plătite subvenții pentru achiziționarea de centrale de apartament, practic ar însemna ca regia să fie închisă. În aceeași ședință s-a discutat și despre acordarea de facilități pentru anumite datorii înregistrate de unii agenții economici la plata taxelor și impozitelor locale. Nici o solicitare, nici un proiect de hotărâre nu a fost aprobat, toate au fost amânate și veți vedea de ce. Și iată, la finalul ședinței, o surpriză, unul dintre consilieri locali și-a dat demisia, este vorba despre consilierul local Dragoș Ionescu. Motive personale, așa scrie în demisia respectivă. Nu prea am înțeles despre ce este vorba. Înțeleg că nici colegii de partid nu prea cunosc foarte multe amănunte despre această demisie. Bun. Invitații mei din această seară sunt doamna Georgeta Sandu, director la RAGCL Pașcani. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Benoni Mihuț, consilier local PSD. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumim de invitație! Cei care au întrebări pentru invitații mei le pot adresa la numărul de telefon 0766-80644 printr-un SMS. Nu sunați în direct, că nu vă pot răspunde. Sau pe Messenger la adresa bit.tv@yahoo.com. Bun, haideți să începem cu următoarea întrebare. Este frig, cu siguranță sub 10 grade. Dimineața era, de exemplu, pe termometru de pe bordul mașinii 6 grade, dacă nu știam. Dacă și în zilele următoare va fi la fel de frig, regia va da drumul la căldură? Da, așa cum spune legea, dacă 3 zile la rând vor fi sub 10 grade, noi suntem pregătiți să dăm drumul și acolo unde solicitările sunt, școli, grădinițe, vor dori, chiar dacă nu sunt îndeplinite aceste condiții, noi vom asigura că... Deci doar la solicitarea asociațiilor? La solicitare deocamdată. Da, pentru că știți, nu toată lumea își dorește facturi pentru agentul termic de la această dată. Am înțeles. Bun. Doamna director, haideți să pornim cu raportul care a fost prezentat, pe care l-ați prezentat astăzi în fața Consiliului Local. Așa, în linii mari, despre ce este vorba? Regia este pregătită pentru iarnă, este pregătită pentru o iarnă grea, așa cum iată a fost anunțată de meteorologi, pe de o parte, pe de altă parte. În ce măsură sau cum stați cu datoriile? Pentru că s-a discutat și acest aspect astăzi în ședință. Dacă vă referiți la datoriile către furnizorii de gaz și energie electrică, stăm foarte bine, suntem la datoria, la factura curentă, ceea ce, așa cum ați precizat și dumneavoastră, nu s-a întâmplat de mult. Asta și datorită faptului că primăria a înțeles și și-a achitat la timp datoria către noi. La rândul nostru am făcut mari eforturi vara asta să putem încasa de la populație mare parte din restanțe și am reușit să contribuim și noi în mare măsură la plata gazului și tocmai de aceea în momentul ăsta și din punct de vedere tehnic eu zic că putem suporta o iarnă grea.
Bun, să înțeleg acele facilități pe care le-ați acordat în această vară și au produs efectul. Ne-au ajutat foarte mult și acestea și notificările pe care le-am făcut pentru recuperarea datoriilor. S-a făcut un inventar la toate datoriile, s-au făcut notificări, peste 4.000 de notificări către persoane fizice și juridice. Avem foarte mulți în instanță, din păcate. Am acordat eșalonări, deci efortul nostru colectiv acolo a fost foarte mare și rezultatele au fost pe măsură. Bun. Doamne consilier, iată, regia spune că este pregătită pentru a furniza căldură în această iarnă. Ce părere aveți despre raportul care a fost prezentat astăzi în fața Consiliului Local? Da, noi am analizat cu atenție raportul prezentat pe care ne-a transmis doamna directoare către Consiliul Local. Noi nu am contestat faptul că regia nu este pregătită pentru a da energie termică în această iarnă în Pașcani, ci noi avem o îngrijorare la ce preț va putea da regia agent termic pentru cei 3.900 de apartamente rămase branșate la regie. Până acel la care l-a aprobat Consiliul. Acel care l-a aprobat Consiliul și subvențiile pe care le primesc regia, le primește regia, formează un preț pe gigacalorie, nu? Acest preț pe gigacalorie este un preț care, din punctul meu de vedere, este foarte mare, chiar dacă l-a aprobat Consiliul Local. Cu subvențiile care vin, populația nu mai poate suporta acest preț. Și așa, în iarna trecută, populația cu greu a suportat și ați văzut că au rămas datori, i-ați notificat, i-ați chemat în instanță pe unii, pe alții, încă îi mai notificați. Faptul că în fiecare an de la regie se deplanjează în jur de 400, spuneți dumneavoastră aici, 400 de apartamente, asta e un lucru îngrijorător. Asta înseamnă că în câțiva ani toți abonații dumneavoastră se vor debranșa. Deci eu nu am solicitat astăzi în Consiliu și vreau să nuanțez aici, că nu am zis să se închidă regia. Nu, am spus că decât Consiliul Local să subvenționeze regia pentru a da agent termic acestor număr de apartamente, mai degrabă subvenționăm direct proprietarii acestor apartamente pentru a-și monta centrale termice. Și care credeți că va fi finalitatea acestui demers? Finalitatea acestui demers că vor rămâne fără apartamente. Cine? Regia va rămâne fără apartamente de încălzit. Va rămâne închisă, cu școlile, va rămâne dacă cu dacă n-ai obiectul muncii, închis. Nu știu, nu? Dar poate va găsi și alte soluții. Ce soluții? Demicșorarea cheltuielilor și faptul că prețurile vor fi mai mici și cu ajutorul Consiliului Local, oamenii se branșeze din nou, așa cum se întâmplă la Iași acum, că am înțeles că la Iași, de când a preluat, da, chiar încep să se branșeze o parte. Noi nu contestăm regia, că există. Noi contestăm faptul că toate subvențiile care au venit pe această regie nu se materializează în preț. Iar faptul că doamna directoare spune foarte bine că nu mai are datorii la gaz, la energie. Efortul, cred că, a regiei este și a regiei. În proporție de cât la sută, doamna directoare, este? Foarte mare anul ăsta, pentru că subvenție știți că am primit foarte puțină de la primărie. Așa, și banii care a plătit. Și cea pe care, cei 90 de miliarde pe care primăria le-a plătit cu întârziere de câțiva ani, s-au dus toți pe datoriile la ANAF și nu așa cum spune legea pe gaz. Deci efortul... Anul ăsta câți bani ați primit de la Consiliul Local și de la primărie? Anul ăsta am primit în jur de 10 miliarde. Doar pe termin. Așa, în schimb ați primit subvențiile pentru... De la stat. Asta e subvenție, da, n-am primit nimic de la stat. Noi v-am invitat la regie, noi n-am mai primit nimic de la stat din momentul în care a apărut ordonanța 70 și mi s-a ridicat subvenția de stat, care trebuia înlocuită de subvenția de primărie. Primăria, la momentul acela, a hotărât să nu acorde nimic din subvenția de stat și a rămas doar cu subvenția și atunci, de la primărie. Cum vă explicați că în anii anteriori rămâneați tot timpul cu datorii foarte mari la gaz? Tocmai ce v-am spus, primăria nu și-a achitat datorii din 2007 până acum anul și trecut, când și l-a achitat acum pentru o ordonanță. Da. Și vreau să vă amintesc, domnul consilier, că efortul pentru a obține acei bani anul trecut a fost făcut de regie, care a aflat la timp și a fost prima solicitare la nivel de Iași
pentru regie și nu pentru altă societate. Ea și-a primit 70 de miliarde în primă fază, iar solicitarea noastră a fost de 90. Deci noi ne-am mișcat foarte repede având informația la timp și am reușit să achităm datoria primăriei și deci nu invers. Nu considerați că deci efortul a fost schimbarea a politică în, efortul a fost a nostru, Pașcan nu. Și la nivel guvernamental v-a ajutat nu, să nu scăpați m-a ajutat, mai repede? Nu, știți de ce nu m-a ajutat? O să vă spun nu pentru că aș avea ceva împotriva faptului că am primit acei bani. În 2011 am primit 49 de miliarde ajutor de stat ca și subvenție. Numai că atunci guvernul a înțeles și să plătim cu ei sursă și nu penalitate. Hotărârea de anul trecut a fost dată în așa manieră încât s-au dus pe penalități, ceea ce nu ne-a ajutat deloc. Închipuiți-vă, proveniți dintr-o societate comercială, închipuiți-vă ca producția dumneavoastră pe un an de zile să meargă în niște penalități care nu ni se datorau nouă. Pentru că așa cum dumneavoastră știți sau nu, subvențiile nu sunt purtătoare de dobânzi. Am înțeles. Și penalități. Și vă dați seama că noi la datoria primăriei de 90 de miliarde n-am avut un leu penalitate. Bine, acum eu am intrat într-o discuție. Lăsați-mă numai să duc să ideea, cu primăria, ideea la, la, cu primăria. La sfârșit. Dar să faptul că se debranșează oamenii de la regie, asta înseamnă că nu pot suporta prețul și consideră că prețul este foarte mare. Nu mai prețul este foarte mare datorită hotărârii de Consiliului Local. Care datorită hotărârii Consiliului Local, care a înțeles să majoreze prețul de la 169 preț de facturare la 265. Noi nu am majorat prețul de producție din 2008. Suntem singura regie din țara asta care ne-am redus în toată perioada asta cheltuiala ca să nu majorăm prețul de producție. Facem eforturi acum să-l majorăm pentru că gazul în toată perioada asta a crescut cu 30%. Ponderea noastră în producție este de 70% preț gaz. Nu mai o întrebare, pentru că vrem să facem un dialog, nu un monolog. Da, sigur, m-am întrebat și vă răspund. Deci dumneavoastră considerați că ați făcut toate eforturile și exact, faceți toate și eforturile facem, și da, faptul că nu aveți datorii, vi se datorează managementul performant pe care la nivel de regiune. În cazul ăsta îmi pare rău, colegii mei sau partidul politic din care face parte, partidul dumneavoastră vă dă o mână de ajutor, dar o dă cetățenilor municipiului Pașcanu dumneavoastră. Partidul dumneavoastră dă, dar, respectă legea. Și esența esența celorlalte legislatură. Chiar dacă nu o să solicităm, eu am făcut o propunere să ajutăm direct cetățenii să scape de corvada regiei. Ajungeți acolo. Haideți să clarificăm câteva chestii. V-am ascultat cu interes argumentele. Când a fost aprobată hotărârea privind majorarea prețului de facturare? Anul trecut, în 2011. Cine a solicitat majorarea? Păi odată cu ridicarea, nici pomeneală cum s-o stabilească regia, odată cu apariția hotărârii numărul 70, atunci când subvenția de stat a fost ridicată, era, știți foarte bine, s-a discutat mult în Consiliul Local ce se, diferența ce se întâmplă, diferența de 45% din gaz pe care o prelua statul. Consiliul atunci nu și-a asumat această subvenție. Nu, a transferat-o populației. Bun, domnule consilier, ați spus că prețul la căldură este mare și din ce în ce mai puțin suportabil de către pășcăneni, da? Bun. Ce soluție aveți în această situație? Pentru că ar fi doar câteva, dacă nu chiar una la dispoziție. Consiliul Local să acorde o subvenție mai mare, iar prețul de facturare să fie mai mic, nu? Și ar fi una. Și mai este o altă variantă? Și cea propusă de foarte mult timp în Consiliul Local să fie reduse cheltuielile. Nu știu care cheltuieli mai pot fi reduse. Da, și eficientizarea regiei. Da, din punct înțeles. De vedere tehnic se pot face multe lucruri care bun, să dar ce reducă se poate face în 2 luni de zile? Nu, haideți să... Nu, dar istoria e veche. Nu înțeleg, dar haideți să discutăm despre ce putem face acum, da? Înainte de a intra în această iarnă. Vă gândiți să propuneți Consiliul Local să fie micșorat prețul la facturare? Și asta ar fi o variantă. Dacă consiliul... să faceți o asemenea propunere? Păi sigur, tot timpul s-au făcut propuneri. Tot timpul, de genul ăsta. În ultima perioadă n-am auzit de propunere de micșorare de preț. În ultimul timp,
Consiliul Local și actualul primar și administrația nu au făcut altceva decât să scoată primăria din, din datoriile financiare. Aici aveți dreptate, dar haideți să revenim pe subiect. Și care le-au moștenit. Știu, așa este. Și de la regii, și de la... Am înțeles, dar la concret, pe chestiunea asta. Da, o variantă ar fi și asta, dar una și cea mai importantă e reducerea consumului de gaz la regii. Prin branșarea mai multor blocuri, prin conservarea unor centrale termice. De exemplu, am o întrebare punctuală, când noi discutăm cu oamenii, discutăm, eu lucrez între oameni, reprezint oamenii și nu 1-2, reprezint 300 la societatea la care sunt eu, ne mai întâlnim și o oraș. Secundă, nu vă uitați. De exemplu, vreau să întreb doamna directoare, de ce nu leagă toate G-urile și să închidă centrala CT10? Am citit în raport că de-abia acum se gândește să facă asta, nu? Să închideți CT10 și să reduceți consumul de gaz. Sunt, de exemplu, CT8, nu știu. Câte apartamente mari CT8-ul branșate, doamna? Da, o să vă spun imediat. Da. Deci să fac niște consumuri de gaz exagerate. Da. Când prin soluții tehnice se poate reduce consumul de gaz. Bun, haideți să le luăm pe rând. Da. Să clarificăm întâi cu această propunere. Veți veni cu asemenea propunere de... diminuarea prețului. Eu am făcut o propunere să subvenționăm populația până la aia, pentru că să nu mai plătească atâția bani la regie, pentru că sunt bani foarte mulți și nu mai pot să mai plătească, și să putem să-i subvenționăm. Răspunsul a fost că ar fi un efort foarte mare. Efort este și pe varianta să ajutăm populația direct, efort este și să dăm subvenții. Bun, dar subvenția trebuie să o dați acum, iar pentru centrale termice, cel mai devreme în primăvară. Dar nu puteți să dați acum, după ce s-a închis circuitul, nu se mai poate de branșa nimeni, nu? Spun că se poate da acum subvenții. Bun, ca insist ca cei care se uită la noi să înțeleagă foarte clar. Managementul mai performant. Am înțeles. Insist ca lumea să vadă. Iată un consilier care vine cu o propunere pozitivă. Veți veni cu asemenea propunere? Dacă ați observat în toate ședințele de Consiliu Local, am avut unele poziții de a nu majora unele prețuri la anumite servicii. Ați votat pentru majorarea prețului la căldură? Pentru majorarea prețului la căldură nu știu exact dacă am votat sau n-am votat. Dar eu fiind social-democrat, ați văzut că nici la ștrand n-am fost de acord să se majoreze. S-a terminat și cu ștrandul, mare investiții. Am înțeles, dar social-democrații au votat majorarea. Da, social-democrații. Eu am mai făcut notă discordantă la unele voturi. Pentru că vin din sindicate, vin cu aplicat mai mult spre problemele și astăzi ați văzut că am votat pentru cele două persoane fizice să fie scutite de penalități. Ce anchetă socială să mai facem când omul își anexează acolo 100 de acte medicale, veniturile clare pe care le are și noi să mai facem încă o anchetă? O facem și pe aia. Ce să-i măsurăm densitatea din apa care o pune acolo în ceaun? Secretarul sau cine a spus a avut dreptate. Dom'le, doi bătrâni cu trei fii... Da, în să se facă și o anchetă socială. Da? Păi cum se face că cei doi bătrâni nu au posibilitatea să-și plătească taxe și impozite locale? Deci e o întrebare. O să dea un răspuns, da. Da. Bun. Varianta aia. Aia nu era nicio... Haideți să revenim aici. Veți face o asemenea propunere? Îmi puneți o întrebare punctuală? Poate o voi face, poate nu o voi face. Păi, o întrebare punctuală, dar, pentru că opinia dumneavoastră... Unul din consilieri poate să facă orice propunere. Important e ca să găsească finanțarea și să poată pune în practică. Am înțeles. De propuneri nu ducem lipsă, să știți. De propuneri te-am face. Propuneri serioase, pentru că lumea se uită la noi și dacă cineva vine, iată, cu astfel de propuneri, atunci automat trebuie deci, găsiți banii în buget. Deci, știu eu că lumea asta care mai este branșată la regie, este captivă. Este captivă din două motive. Au venituri foarte mici și nu pot să-și monteze o centrală de apartament. S-ar debranșa și mâine. Și este populația aia de pensionari cu pensii așa și care au rămas. Dacă ar fi ca populația să poată fi ajutată, să nu mai fie captivă la regie, vă spun eu că într-un an de zile sau poate în doi n-ar mai avea niciun apartament branșat regia. Asta e părerea mea și asta spun oamenii. Bun, eu apreciez sinceritatea dumneavoastră. Ceea ce nu înțeleg este altceva. Municipalitatea a investit 150 de miliarde, dacă nu greșesc, lei vechi da. Pentru reabilitarea sistemului termic. Și e păcat. Și că nu se vede în preț. E păcat că nu se o secundă, vede. Nu s-a văzut. Bun, dar prețurile, viața, oamenii nu stau în loc. Merg în sus. Au evoluat. Asta este viața. Și acum, după câțiva ani de zile, noi să venim cu propunerea și spunem, doamne, luați bani, puneți-vă centrală. Ungurii le dau jos, ați văzut, și alte state din Uniunea Europeană. Le trimit în România, second hand.
primăria să vină să dea bani, subvenții pentru achiziționarea de centrale termice și să închidem sistemul centralizat care tocmai l-am reabilitat. Asta face populația, chiar dacă nu o să meargă pe propunerea mea să ajutăm pentru achiziționarea centrală. Asta face populația să debranșează, domnul Cojucar. Asta face. 400 în anul ăsta, 400 vor fi la anul, se debranșează. Asta e. Deci reacția populației atunci când nu mai poate să susțină asemenea prețuri și asemenea pierderi și cote comune care se pun acolo. Ați văzut că ăștia debranșați au ajuns să plătească și viceprimarul astăzi în ședință, a tras atenție, au ajuns să plătească mai aproape cât ar fi fost branșat la sistemul de termofilare. Da. Deci sunt niște lucruri anormale. Știu, dar chiar asta să fie soluția. O altă soluție eu am mai spus. Asta de ce nu branșați instituțiile la regie? Instituțiile publice, primăria, de ce nu se branșează? Pentru că nu îi convine să dea atâția bani. Păi și cum vreți să țineți o regie? Regia Consiliului Local, nu altuia. S-ar putea să nu se mai poate ține la un moment dat. Se autofinanțeze. Asemănați din ce în ce mai mult cu fostul primar. Da, sincer, fostul primar și-a început mandatul cu același discurs. Să închide regia. Vă spun sincer, nu eu n-am zis să o închide. Eu am zis că populația care a rămas captivă și care nu mai poate suporta prețurile să fie ajutată să scape. Ia regia să găsească soluții. Bun, soluții. Să-i branșeze din nou pe toți. Nu cu branșat. Soluții cu... Soluțiile noi le-am găsit de foarte mult timp și lucrăm la ele, dar trebuie un efort financiar și am discutat cu domnul primar, inclusiv intrarea centralei CT10 în conservare și branșarea la CT6, numai că ne trebuie un proiect. Iarna asta nici primăria n-are în buget bani pentru lucrările astea. Cât, doamna Direu? Cât ar însemna? Nu ar fi fost un efort foarte mare, tocmai de-aia noi acolo am și închis două ramuri unde mai erau din 320 de apartamente, pe două ramuri mai rămăsese 19 apartamente. Le-am înștiințat că și i-am debranșat, tocmai pentru a reduce consumul. Avem aici toate măsurile de eficiență energetică pe care le-am făcut. Domnul consilier nu știe un lucru, prețul pe care noi îl avem de producție în momentul ăsta este cel mai mic din țară, deși sunt localități cu centralele reabilitate mult mai târziu decât noi. Deci, ca și preț, suntem mai mult decât competitivi, ca și preț de producție. Nu vă spun, în Focșan, unde au și acolo modernizat, prețul este de 470 față de 322 al nostru, sau în Oradea, unde au apă termală, au un preț aproape de 500 de lei. Deci nu problema prețului al nostru, pe care, așa cum v-am spus, am făcut în fiecare an eforturi foarte mari, de la reducerea chiar și a cheltuielilor cu salariile, cu tot ce s-a putut face, dar nu uitați că deja are un număr de ani investiția pe care s-a făcut. Așa cum știți, investiția a fost făcută în ideea extinderei, inclusiv cu cartierul nou, de case, da, și așa mai departe. Deci 10.000, 12.000 de utilizatori. 12.000 de utilizatori, așa a fost proiectat, nu de noi, din păcate, și domnul consilier știe foarte bine cine a ales varianta asta. Noi încercăm să o facem cât mai rentabilă și să știți că am reușit, pentru că am făcut în așa fel încât tot timpul să funcționăm acolo unde au rămas puțin, doar cu un cazan, și asta înseamnă randament maxim, chiar dacă avem consumatori până la 30%. Centralele sunt făcute să funcționeze în cascadă, funcție de consum. Am înțeles. Două întrebări. Totuși, opinia domnului consilier mi se pare justă. În sensul că atâta timp cât oamenii renunță, cetățenii renunță în fiecare an la sistemul centralizat, atunci este o problemă în ceea ce privește prețul, da? Și trebuie găsită o soluție din acest punct de vedere. Da, v-am spus, prețul dumnealor îl reglează. Și atunci, știți foarte bine, pot să se îndrepte efectiv asupra
celor în nevoi și să acopere, așa cum spune Ordonanța 70, în afară de subvenție, punctual la acei oameni cu probleme sociale, să acorde acel ajutor. Vorbim de două prețuri, prețul de producție și prețul de facturare. Prețul de producție este prețul cel producție pe care... nu mai poate fi reglat. Redus. În condițiile în care noi îl avem din 2008 și gazul a crescut cu 35%, deci este ponderea în gaz este 72%, redus, da? Numai ponderea gazului este 72% din acest preț. Deci nu mai poate fi scăzut. Nu. Bun. Și atunci, ce anume trebuie scăzut? Prețul de facturare prețul prin de acordarea la, de ajutoare de încălzire, da? Bun, nu mi-ați răspuns. Cred că se pot face din nou intervenții pentru introducerea noua subvenției de stat. Știți că atunci când a ridicat-o guvernul trecut, PSD-ul a fost cel care a contestat foarte tare și cred că e momentul să-l reintroducă. Deci este la dispoziția dumnealor și probabil cine că pot să o facă. Să cine face proiecte și cine face propuneri legislative? Nu noi. La noi, nivel central, vă referiți? Sigur că da. Nu mi-ați spus cât ar costa o asemenea investiție pentru ca aceste centrale să fie în unificate. Mare... 1,5 miliarde în banii vechi. Lei vechi? Da. N-ar fi o sumă mare. N-ar fi o sumă mare. Noi ne-am gândit, l-am și proiectat de către noi, numai că ne-am oprit pentru că avem nevoie de niște autorizații speciale și atunci acestea au tergiversat, durează prea mult și... Anul viitor credeți că va fi făcut această investiție? Noi ne apucăm deja de ea, obținem toate autorizațiile ca în momentul în care oprim să putem... Va aduce beneficii? Da, da. Ne-ar aduce, totuși, am reduce consumul de gaz și am mări un pic randamentul la centrală așa. Și automat n-ar însemna scăderi de preț? Nu putem vorbi de scăderi de preț, credeți-mă. Dacă, singura problemă pe care... Dacă vorbim de un randament, de ce să nu scade prețul? Pentru că e la minim acum. Deci, el este la minim acum, noi am redus... Înțeleg, dar beneficiul ăla care l-ați obține prin investiția respectivă nu ar putea fi dat în jos sau urmează noi majorări de preț la gaz? Păi s-au anunțat, știți cum, 1% acum, până în vară încă 15%. De-am putea noi să-l ținem așa, am știți? Ar acoperi această majorare, nu? Asta ne gândim, măcar să nu mai majorăm prețul de producție. Singura, mă rog, avantaj pe care... Și singura condiție să reducem prețul ar fi acea cogenerare în zona gării și interconectarea centralelor, proiect care a fost depus de către noi în luna ianuarie la Ministerul Administrației și Internelor. Am obținut finanțare de 70%, dar am înțeles că n-a fost pe agenda anul ăsta a bugetului local. Cât și poate că la anul... Cât trebuie să pună primarul? Investiția era de 1.200.000 de euro, cofinanțarea era de 30% doar pentru primărie. Și n-a fost prinsă în bugetul pe anul ăsta. În bugetul pe anul ăsta. Și dacă în bugetul pe anul viitor se va fi prinsă, eu cred că există finanțare și pentru anul viitor de la Ministerul Administrației și Internet. Și pot fi atrași acești bani? Da. Și avem și centrala deci mingea, pregătită... Mingea, înțeleg că este în terenul posibil local, nu? Local, da. Mingea e știți de ce este în curtea, domnul consilier? Dumneavoastră nu trebuie să o luați din partea mea dar... ca și un atac la dumneavoastră, nici pomenal. Noi suntem în subordinea dumneavoastră. Noi, dumneavoastră, ne tot reclamați niște datorii care nu sunt numai în sarcina noastră, sunt și a dumneavoastră. Mă refer la acel împrumut BERT pe care dumneavoastră tot veniți în Consiliu și spuneți sunt datorii foarte mari la regie. Vreau să vă spun că la regie către ANAF mai sunt 7.800.000. Marea datorie este pe împrumutul BERT. Împrumutul acesta BERT, prin care au fost făcute modernizarea la centralele astea, nu au, ca și rambursarea lui, nu avem componentă de preț în cei 322 de lei, pentru că Consiliul Local, la momentul ăla, a hotărât să taie componenta de BERT. Mai mult decât atât... O secundă, nu vă supărați. Nu este prins o asemenea componentă, de exemplu, cum este prins la Societatea de Apă și Canal? Nu. Mai mult decât atât, aceste investiții au fost trecute în patrimoniul primăriei. Deci e ca și cum ne obligați pe noi să vă plătim dumneavoastră casă. Neavând componentă, neavând casa, eu trebuie să plătesc ratele.
și nici nu le am cuprinse așa cum spune legea și cum spune împrumutul, trebuie să le plătesc din amortizare, ori eu n-am amortizare pentru că nu le am în patrimoniu. De aceea avem și la capitolul patrimoniu suntem negativ acolo, tocmai pentru că felul în care s-au luat decizii pe acel împrumut nu a depins de noi, nu a depins de noi să putem să rambursăm acest împrumut. La fel, din cei 223 de milioane datorie la BERT, mai mult de două treimi fac parte din ordonanța 128 și sunt scutite la plat. Nu a fost lege de aplicare a lor. Este un ajutor pe care regia l-a primit în 2006 doar printr-o ordonanță care n-a avut hârtie. Aplicare. Hârtie. Acum am dat în judecată, pentru că Fondul Monetar, în urma demersurilor pe care noi le-am făcut, a apărut o lege, ne-au spus că e bine să se pronunțe o instanță judecătorească. Din păcate, în documentația noastră, sunt unii care au pierdut, unii care au câștigat. Atunci căutăm cea mai bună metodă și căutăm o altă cale de atac, tocmai pentru ca acest proces să îl câștigăm și mergem cu demersuri la finanțe. Am cerut control de 5 ori, cred că suntem singura regie care solicită de bunăvoie control pentru această specie. De aceea vă spun, am aici un istoric din 2007 până la zi, cam câte datorii s-au plătit la finanțe și dacă vă spun, numai o singură dată să vă spun, sau o singură cifră, în 2008 s-au plătit 0 lei la stat. În 2007 s-au plătit 237.000 lei la stat. Și acum să vă dau o cifră de mai încoace, când s-au plătit 80 de miliarde, 90 de miliarde, 100 de miliarde la stat. Nu vreau să vă spun, deci dumneavoastră știți situația regiei, așa cum dumneavoastră bine ați spus, din domeniul sindical. Cred că era bine să veniți să vă luați informațiile și de la noi. Deci cu toate investițiile și toate problemele astea sunt probleme pentru care toți directorii sau toți administratorii regii au fost plătiți, alții au făcut un management mai bun, alții au făcut un management dezastruos, consiliile locale anterioare au votat sau n-au votat ce trebuie, când trebuie și așa mai departe. Domnul consilier. Dar pentru ăștia 3.928 de abonați care îi mai aveți, nu interesează asta. Nu, stați puțin. Consiliul local îi are. Societatea este în subordinea Consiliului Local, trebuie să asumați și chestiunea asta. De ce vi se pare extraordinar de proastă propunerea mea, că decât să băgăm bani în investiții, în regii care nu s-au văzut, s-au băgat bani, nu s-au văzut, s-au luat fel de fel de nu măsuri, s-au dat niciodată bani pentru investiții. Oamenii sunt nemulțumiți că plătesc mult. De ce să nu ne ajutăm direct să aibă căldură în casă? Punctual, să înțeleagă și clienții noștri. Niciodată primăria n-a dat bani către noi pentru investiții. Toți banii care au venit din primărie ca și subvenție vin într-un cont special de care noi nu ne atingem și se duc direct la gaz. Deci poate regia putea să acceseze programe pentru finanțare. Nu poate să acceseze niciun fel de programe atât timp cât datoria BERD-ului este de 3. Cea care este și care nu ne aparține, și credeți-ne, nu ne aparține. Credeți că oamenii ăștia care o să le vină... Știți răspunsul Ministerului de Finanțe? La care o să le vină... Au spus, trebuie preluată de primărie datoria. Da. Preluați primăria așa cum ați preluat datoria dacului. Este tot patrimoniul primăriei. Bine, am înțeles. Dar vreau să vă întreb, cum estimați dumneavoastră în iarna asta, cam la ce nivele estimați, să luăm așa punctual? Prețul încălzirii unui apartament prețul cu două camere, trei camere sau garsoniere. Prețul este același ca și anul trecut. Exact același ca și anul trecut. Noi nu avem cum mări prețul. Dumneavoastră o să vedeți cum o să fie prețul la cei cu centrale. Eu atât timp cât dumneavoastră îmi reglați prețul. Doar dacă o să fie o iarnă mai grea și o să fie consum mai mare, asta nu știe nimeni. Prețul meu este cel stabilit de dumneavoastră. Eu nu pot să-l măresc cu un leu, domnul consilier. Dar de ce nici dacă crește gazul. Hai să spunem cât va fi. Eu de unde să știu cât va fi acum? Anul trecut cât a fost? Depinde de bloc, depinde cât au fost branșați la sistem. Eu fiecare din clienții noștri știe cât a avut anul trecut și tot acolo sunt. Cu oamenii ăștia de aici care m-au rămas branșați la dumneavoastră sunt captivi. Când nu au bani, să scape de regii.
Acum, dumneavoastră puteți da, să... Dar dumneavoastră nu-mi spuneți noutăți. Și o să se debranșeze chiar dacă dumneavoastră... Am și o întrebare, domnule consilier, că nu înțeleg, chiar nu mai înțeleg nimic din opinia dumneavoastră aici, pentru că reprezentați până la urmă Consiliul Local. Administrația locală mai are interes să aibă abonați la sistemul centralizat sau nu? Administrația locală ar trebui să aibă interes. Și eu sper că și simt că are interes. Dar nu mai are interes cetățeanul abonatul, nu mai vrea să stea bun, aici. Am înțeles. Cetățeanul atunci, nu mai are interes. Dar administrația locală, repet, mai are interes. Nu vedeți cât e datoria. Administrația locală mai are interes. Eu personal am interes. Bun, dar nu mai are interes, condiții. Nu orice condiții. Dar care ar fi condițiile impuse de administrație? Să scadă prețul la regii. Să mă branșez din nou păi, la... Ați văzut variantele? O să încercăm. Și Consiliul Local se preocupă. Că doar nu-i nimeni împotriva... Dar n-am văzut până acum. N-a venit nimeni cu o propunere pentru ajutoare de încălzire, de exemplu, nu? N-am văzut. Nici pentru investiții. Păi, ajutoare de încălzire s-au mai plătit. Nu s-au plătit. Primării. Dar vine iarna din nou. O să se plătească, o să se găsească. Vor fi acordate și în această iarnă? Eu zic că vor fi. Că suntem social-democrați. Chiar dacă acum datoriile au fost așa mari încât noi n-am făcut decât să plătim penalități, să plătim aici contracte. Aici este de apreciat primăria, înțeles. Și dar nu putem să plătim și datoriile vechi, nu putem să subvenționăm și căldura într-un cuantum mare cât să scadă factura, nu putem să facem și investiții la regii. A trebuit Pașcaniu să fie măcar Cluj. Dar... N-ar fi rău. Dar ceea ce hotărăște cetățeanul care stă în apartament și vrea să plece de la regii, asta este o... Dar cine îl oprește? Nu înțeleg. Puneți problema atât de... Îl oprește faptul că nu are bani să-și poată... Păi și e treaba mea? E treaba Consiliul Local? Nu, nu Consiliul Local. Păi, dar haideți, dumneavoastră, unde locuiți? Unde locuiți? Eu am... Da, nu, nu-i caz ce vreți. Nu, la bloc? La bloc. Așa, dar aveți rude sau părinți la țară? Da. Bun. Și dacă părinții dumneavoastră la țară nu au ce să pună pe foc, vine Consiliul Local și îi dă subvenție pentru a-și cumpăra centrală? Pentru încălzirea pe lemn. Pentru a-și pune centrală? Dacă soba de la țară iese stricată, vine Consiliul Local și îi dă subvenție? Nu, primesc acele ajutoare pentru... Bun, dar nu înțeleg asta. De ce să dau bani ca să-și cumpere centrală? Chiar nu înțeleg lucrul ăsta. Nu înțelegeți dumneavoastră. Eu nu înțeleg. Nu, pentru că e consilier captiv. Dar la suburbii? Lăsați-mă, doleg. Aveți o hotărâre sacetul. Anulați hotărârea. E simplu. Dumneavoastră ați pus regulile. Dumneavoastră îi țineți captiv. Anulați hotărârea Consiliului Local și mâine pleacă toți. Probabil, nu știu. Nu pleacă, pentru că nu au bani să-și pună ceva în loc să se încălzească. Și asta ar fi culmea culmelor, să le mai dea Consiliul Local bani să plece de la sistemul centralizat. Nu e nu fabulos? Nu, o să plece singuri. Păi dacă le dați bani să-și cumpere centrale, evident că pleacă. Direct în magazin se opresc, evident, nu? Da. Adică... Noi vrem să se încălzească cu ceva. Până la urmă, dacă nu se poate sta la regii, să-i ajutăm... Păi să dacă le dați subvenții, vor rămâne la sistemul centralizat. O să le dăm dacă așa vreți dumneavoastră. Dar nu vreau eu, dar nu înțeleg chestiunea așa. Așa o să fie. În alte orașe. Și Consiliul Local poate să dea subvenții. Și o să dea și Consiliul Local Pașcan subvenții. În cuantum în care o să poată să dea și la nivelul la care o să poată. Evident. Asta e. Bun. Vorbesc de patrimoniu. Păi a fost transferat la primărie ca să nu fie executat. Știți asta? Că, de exemplu, dacă l-aveați acum, să fie protejat. Dacă l-aveați acum, cu siguranță era executat. Nu? Așa mi-aduc aminte că așa s-a pus problema. Doamne, haideți să-l asigurăm. Asta a fost justificarea? Da. Asta mă rog, justificarea. Hotărârea dumnealor, dar eu înțeleg că odată ce ai luat patrimoniul, trebuie să iei și datoria aferent. Bun. Haideți să discutăm despre debranșări, pentru că subiectul este foarte important. Astăzi ați anunțat Consiliul Local că dacă unii au venit cu cereri să fie debranșați, alții vor să rămână la sistemul centralizat, exact pe invers față de ce spunea domnul consilier, și dumneavoastră îi debranșați, obligatoriu. Din ce motive? Noi am explicat că acolo unde au rămas puțin, le-am explicat ce ar însemna facturi iarna aceasta, în condițiile în care avem solicitări de la cei cu centrale să nu mai suporte cotele comune. Și acolo unde facturile ar fi putut ajunge la 17 milioane chiar, în unele blocuri, ni s-a părut de datoria noastră să-i anunțăm și să le punem în vedere să se debranșeze.
Și n-am fi putut niciodată fi corecți față de acești oameni dacă nu i-am fi pus în temă. Nu-i ținem captivi, așa cum consideră domnul consilier. Din contră, suntem foarte deschiși și am căutat toate soluțiile pentru cei cu probleme. Să știți că vin bătrâni și la noi care nu și mai pot încălzi întregul apartament. Au rămas singuri, atunci am găsit soluții să-și încălzească doar o cameră sau două, tocmai pentru a reduce facturile. Noi nu facem producție de dragul producției, pentru că considerăm că suntem o societate comercială și trebuie să fim competitivi. De asta am înțeles-o de la început. Ceea ce nu înțelegem este că în același timp ni se cere protecție socială. Noi nu putem să o acordăm, nici legal, nici nu avem pârghiile necesare. Bun, aveți aici două categorii de da. Persoane. Persoane care nu mai vor să plătească cote comune. Da. Și persoane care vor să rămână la sistemul centralizat fără să plătească sarcina pentru cote comune da. Repartizată da. Celorlalți. Care vor fi mulțumiți, care vor fi nemulțumiți? Cum ați rezolvat această problemă? Așa cum spune legea, acolo unde hotărăsc peste 70% trebuie deci să luăm în cale. Da? Da. Bun. Repet întrebarea pusă de domnul Nechifor. Care sunt măsurile pe care le ia administrația, iată, pentru a compensa această problemă? Întrebarea a fost pusă domnul primar. Domnul primar a răspuns în așa. Eu, dacă ar fi după mine, cei care au vrut să aibă căldură și i-a debranșat regia, să-i subvenționăm, să le punem centrale. Face ce face și să aibă căldură ajunge așa, la centrală pe zi. Bun. Păi ce să fac? Dacă, eu o să vă întreb ce dacă o să 60% din locuitorii orașului Pașcani au centrală proprie. Domnul consilier. Și ce de note de aici? Că toată lumea a fost mulțumită la regie, dar au plecat ei. Toată lumea a fost nemulțumită de apa caldă la regie, de asta am pierdut cei mai mulți clienți da. Și nu datorită prețului. Uite, de exemplu, întrebare. Vreau să vă spun că sunt blocuri la care facturile sunt foarte mulțumiți de facturi și acolo unde sunt majoritatea la sistem, cei cu centrale chiar au plătit mai mult decât angajații, decât cei clienții noștri. V-am spus, diferă foarte mult funcție de scară, de izolarea blocului, de multe, multe elemente pe care le luăm în cap. Da, o întrebare, că în vara aceasta cât a funcționat sistemul de cogenerare în zona de a funcționat. Dumneavoastră, v-am mai spus, puneți întrebările lui domnul Apostol, veniți la noi și luați datele. A funcționat? Nu, dar eu v-am a întrebat funcționat. De a ce îmi restămăriți? Nu, dar că nu sunt întrebările? Resta. Poate nu, sunt întrebările mele. A funcționat. A funcționat. Doar pe perioada revizii n-a funcționat. Întrebările, domnul Apostol, sunt întrebările? Eu, pe dumneavoastră. Că dumneavoastră faceți legături. Nu. Ne asta puneți întrebările pe care sunt standard reluate de domnul lider de sindicat de-a lungul timpului. Cât a funcționat sistemul de cogenerare? A funcționat tot timpul. Doar când am avut verificarea o săptămână și atât. Numai că știți foarte bine că în perioada de vară nu avem randamentul din iarnă la cogenerarea aceea. Pentru există un proiect. Nu faceți producție din asta, în acest moment. Nu se consumă apa caldă da? Și dacă știți că există un proiect să interconectăm celelalte centrale la centrala 5, tocmai pentru apa caldă din randamentul centralei 5 să fie maxim și în perioada de vară. Bun, astăzi directorul de la Societatea de Apă și Canal, și înțeleg că mâine urmează să fie emis un comunicat în sensul ăsta, a atras atenția că această măsură de a întrerupe furnizarea de căldură la anumite blocuri ar duce automat la înghețarea e adevărat. Și am avut cazul. La subsol, da? A țevilor de apă exact. La subsol. Bun. Da. Cine ar trebui să ia măsura astfel încât să nu fie astfel de probleme? Asociație de proprietari. Orice intervenție de la branșament încolo revin proprietarilor și asociației de proprietari. Noi putem să facem la solicitare izolații, așa cum am făcut și vara aceasta. Deci oamenii trebuie să fie atenți acolo unde nu mai sunt blocuri, nu mai sunt apartamente la sistemul centralizat. Dragi pașcăneni, trebuie să fiți atenți că, iată, trebuie să faceți lucrări de izolare a țevilor de apă în subsoluri.
altcumva riscați să fie, să rămâneți fără apă până la urmă. Fără apă și fără căldură, nu o să mai funcționeze nici centrala, bineînțeles. Da. Bun. Ce să... Păi poate pot să mai întreb eu pe doamna directoare. Un lucru concret. Deci o cotă comună care o plătește un locatar la etajul 1 și unul la etajul 10. Da. Este aceeași la nivel? Da. La quantum? Da. Pentru că ăla la etajul 10 are un metru, mai are un metru jumate de țeavă acolo în apartament și ăla la etajul 1 are tot rândul de țeavă. Exact. Și se face diferențierea asta. Da, haideți că mai avem câteva minute. Am o chestiune de clarificat. Iată. S-au organizat acele interviuri pentru stabilirea noilor consilii de administrație, componența consiliilor. Cunoașteți cumva motivul pentru care listele respective nu au intrat în ședința de astăzi? De ce au fost amânate? Pentru că din câte știu până eu, acum înțelegeam că este o urgență, nu? Din câte știu eu, de la secretariatul primăriei, că nu s-a stabilit odată cu membrii Consiliului de Administrație să vină în Consiliul Local și indemnizațiile. Și în orice societate comercială, acolo unde activez eu un Consiliu de Administrație... A cine trebuie să-l stabilească? Păi să le propună, cine? Conform legii, inițiatorul cine? Proiectului care... Adică tot primăria, adică tot secretarul care, cei doi vin și propun proiectul pe urmea de zi, nu? Și consilierii se ia act de faptul că s-au stabilit și indemnizațiile. Din câte știu eu, legea permite acum 6 salarii medii, până la 6 salarii medii brute. Sunt niște sume foarte mari pe care regiile o să le încarce iarăși ca și cheltuiel dacă se aprobă în quantumul ăsta. Eu personal nu o să votez niciodată o indemnizație de genul ăsta. Pentru că nu, este extraordinar de mare o asemenea indemnizație cât permite legea, o să facem propuneri ca indemnizația să fie modică, ca să nu spunem că la nivelul unui consilier local, cred că ar fi așa, nu știu dacă administratorii care au fost și care vor fi, vor lua așa măsuri care nu le vede nimeni, vedeți că nu le găsim nici noi în emisiune, aici când ne invitați, nu le găsim nici la Consiliul Local, doamna directoare are nevoie de investiții, deci nu o să le găsească nici viitorii membri în Consiliul de Administrație. Și ca să fie plătiți la nivelul la care permite legea, legea permite, mi se pare un afront la adresa pășcănelor care sunt din 5 mai săraci și care de-abia își duc viața de pe o zi pe alta. Și probabil o să vină într-o ședință extraordinară cu Consiliul de Administrație și o să treacă în Consiliul Local. Salariile sau indemnizațiile. Nu știu ce salarii vor fi. Eu v-am spus părerea mea. Am înțeles. Bun. Din câte înțeleg, din câte știu, 109 modificări pentru indemnizații a fost făcute acum 2 luni. Deci vă contestați propria hotărâre. Da, atunci o să vedem în Consiliul Local. Sigur, legea permite, nu, dar nu este obligatoriu momentul ca Consiliul Local. Noi în momentul acesta indemnizația este de 20 de lei. La Consiliul de Administrație. La Consiliul de Administrație, da. La reagecele. Am înțeles. 20 de lei? 20 de lei, da. Da, hotărâtă domnul. Și propusă de domnul secretar. Înțeleg. Cu siguranță va fi mai mare acum, dar până la 6 salarii, înțeleg. Oricum doar mi-am făcut treaba și pentru 20 de lei, nu e asta o problemă. Vor avea funcție executive. Bun. Veți rămâne la conducerea regiei? Da, nu depinde de mine. Dar de cine? De nou Consiliul de Administrație, care numește director. Ați luat nota cea mai mare. Veți accepta să faceți parte din Consiliul de Administrație? Sigur. Sigur. Sunt proiecte acolo și, mă rog, zic eu că mi-am făcut treaba și chiar vreau să o continui și să... Bun. Ultima întrebare. Unde vedeți regia peste câțiva ani? Dar nu spuneți cu centralele termice. Nu vă mai spun cu centrale. Este o propunere a mea care am făcut-o. Dumneavoastră vă luați cum doriți. Nu, că deci, dacă merge pe calea cu centralele de apartament, sistemul ăsta, știm unde. Cu 400 de debranșeri pe an, în sistemul ăsta, în câțiva ani o să rămână fără abonați. Și Consiliul Local nu vrea să schimbe, să întoarcă roata? Dacă o să există posibilități, noi o să putem schimba Consiliul Local. Că vă dați seama că fiecare Consiliu Local își dorește ca cetățenii care au votat și care au trimis acolo, așa cum scrie și în jurământul unui consilier și pe care l-am punctat atunci când am depus jurământul, toate hotărârile să fie în folosul și în beneficiul locuitorilor municipiului Pașcani.
Dacă se va face asta, și Consiliul Local. Dar, doamna directoare, chiar dacă spuneți că plafonul de jos care la care ați ajuns cu cheltuielile este cel mai de jos, eu vă spun că se poate face reducere de cheltuieli și mai jos decât considerați dumneavoastră că e foarte jos. Noi vă așteptăm și probabil că experiența pe care dumneavoastră o aveți la unitatea va găsi soluții. Deci eu cred că dacă aplicați ceea ce ați aplicat și la dumneavoastră în unitate, probabil că găsim soluții comune și... Nu, dar nu are rost să facem referire. Acolo suntem privați 100%, încă suntem cu 300 de oameni. Noi suntem judecați ca și cum ar fi privați. Domnul consilier, am plecat de la 250 de persoane, mai avem 105 cu care încercăm să facem treaba și nu mai putem reduce nici măcar cu un om ca să putem menține în sistemul. Nu mai un cuvânt în încheiere, pentru că ați pronunțat un nume pe domnul Apostol, a spus că vorbesc cu vorbele lui. Nu, fostul lider de sindicat sau el este actualul lider de sindicat? Sunt propunerile dumnealui pe care noi le-am discutat și știa rezultatele. Fiind în aceeași confederație, pot să spun că preluăm de la unii lideri ideile bune, alea proaste le dăm deoparte. N-am spus că nu sunt bune. Dar, având în vedere că sunteți un manager performant, cum spuneți dumneavoastră, și sub conducerea dumneavoastră, regia a înregistrat reduceri de cheltuieli, deci nu are datorii, vi se datorează. Eu consider că nu vi se datorează în totalitate. Cum considerați că din 2010 până în prezent la regie nu aveți un contract colectiv de muncă? Pentru că Siretul Pașcan are contract colectiv de muncă chiar în perioada de organizare. Siretul Pașcan este în insolvență, domnule. Da, dar are contract colectiv de muncă. Da, are contract colectiv de muncă și este în insolvență. Cum hotărâți ce drept preacordați salariaților? Cum doriți dumneavoastră? Drepturile salariaților sunt cele pe care le-au avut salariale în ultimul contract de muncă. Atunci când solicitări, dacă îmi dați voie să vă răspund. Dacă știți răspunsul, nu trebuia să mă provocați. Nu, n-avem contract, pentru că suntem în instanță cu, așa cum bine știți, cu sindicatul. Că au solicitat... Asta nu vă poate opri să aveți contract. Au solicitat 50% din căldură, au solicitat drepturi pe care erau negociate deja. Da? Au solicitat 10% spor de fidelitate, ca și cum... Ați fi de acord cu asemenea solicitări? Sunt solicitări salariale care însumează 5.800.000. În muncă este un contract colectiv. Am înțeles, dar cu solicitările ați fi de acord? 50% reducere la căldură și vă dați seama că nu toate sunt solicitări. Cu astea suntem în instanță. Eu n-aș fi de acord, pentru că... Păi vedeți, de ce nu avem contract nici colectiv? Nici noi nu avem îmbrăcămintea cu 50% tocmai, mai ieftină care... Tocmai de-aia nu avem contract colectiv. Orice leu în plus înseamnă o sarcină... Orice leu în plus înseamnă majorarea prețului la... energie termică. Păi asta înseamnă majorarea prețului la energie termică. Dumneavoastră deci încerc să reducem prețul și să mărim salariile. Noi vă așteptăm și să vedem soluțiile efective. Nu aveți un contract colectiv de muncă? Probabil că nu ați putut să aveți un dialog cu sindicatul. Sindicatul și-a luat reprezentativitatea acum 2 luni. Poate că n-ați știut. Deci n-am avut parteneri cu cine să încheiem contract colectiv de muncă. Foarte scurt. Un minut, 2 întrebări. De ce și-a dat colegul dumneavoastră de partid? Nu știu, din motive personale. Deci motivele personale nu le-a prezentat nici în grup. Consilierii PSD erau uimiți. Da, că nu le-a prezentat nici în grup. Deci noi nici nu aveți vreo bănuială, nu? Da, nicio bănuială. Probabil că... Cine vine? Deci pe lista Partidului Social Democrat urmează Paul Costan, din câte știu. Am înțeles. Tot un tânăr, da? Un tânăr, da. PSD-ul are de gând să schimbe pe doamna director de la Reagicile? Eu nu pot vorbi în numele PSD-ului. PSD-ul are un președinte, are conducerea operativă, din care fac și eu parte. PSD-ul nu și-a pus pe ordinea zi așa ce să schimbe pe doamna director. Eu, dacă ar fi fost să hotărăsc eu, aș fi schimbat-o imediat după ce PSD-ul a preluat cu 75% alegerile și are un primar și are un consiliu. Din punctul meu de vedere. Înțeleg, dar din ce motive? Din motive pentru că doamna a venit politic la regie și trebuia să plece tot politic. Asta e. Bun, mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Am așteptat. Urmează știrile Infobit. Ne revedem la Pixelul Albastru.